De la ministrul de externe și îl salut pe domnul ministru Teodor Meleșcanu în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Ce știm despre români? Ce face ministerul de externe? Ce face consulatul? Ce fac toți diplomații români în acest moment? Deci, din momentul în care s-a întâmplat, chiar înainte de a se incidentul respectiv, Consulatul General de la Barcelona a luat legătura cu autoritățile locale și din acest punct de vedere toate informațiile pe care le-am primit este că nu se află printre victime, nu se înregistrează cetățenii români. Nu există momentan niciun indiciu măcar în acest sens. Nici printre răniți, nici printre cei decedați. Nici printre răniți, nici printre cei care au decedat. În orice caz, vreau să vă spun că din punctul nostru de vedere am dispus începerea activității unei celule de criză, convocarea unei celule de criză la Ministerul de Externe, care se va ocupa și va urmări toată situația și în momentul în care vom avea orice informații le vom transmite presei. Eu personal am transmis un mesaj în care condamn în termeni categorici atacul terorist care a avut loc în cursul zilei de astăzi și am reiterat angajamentul ferm al României pentru combaterea terorismului. Am transmis totodată condoleanțe membrilor familiilor victimelor și întreaga noastră compasiune. Îl veți contacta și pe omologul spaniol în cursul zilei de mâine? Da. Și vreau să precizez că am subliniat de asemenea faptul că ne exprimăm toată solidaritatea cu poporul spaniol și suntem gata să colaborăm pentru găsirea unor soluții. Spuneți-mi, domnule ministru, celula de criză despre care vorbiți, fără îndoială că include și pe diplomații din teren, pe cei care se află acolo în Spania, inclusiv la Barcelona, unde avem un serviciu consular important, asta înseamnă că diplomații români țin doar legătura cu autoritățile sau se vor și deplasa pentru a verifica suplimentar, de pildă, în principalul spital din Barcelona, unde se pare că au fost duși mai toți răniții? Da, se vor deplasa dacă va fi cazul, dar deocamdată, așa cum am spus, nu există nici cel mai mic indiciu că vreun cetățean român ar fi fost rănit sau ar fi fost o victimă mortală a atentatului. Există o linie directă pentru toți cetățenii români care vor să afle informații despre rudele lor, despre cei care ar putea fi implicați în acest eveniment absolut dramatic, nu? Da, există un număr de urgență al oficiului consular, care vi-l și spun acum la telefon, 0034-661-547-853 și de asemenea vreau să vă informez că toate apelurile care se dau și la consulat sunt redirecționate și la centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și sunt preluate de către operatorii de call center în regim de permanent. Deci va fi un serviciu care va funcționa și pe durata serii și nopții. Exact. Nu se va întrerupe. Spuneți-mi, domnule ministru, în momentul de față există o estimare oficială câți români trăiesc în Barcelona? Cei care trăiesc de mai multă vreme, cei care lucrează acolo, pe lângă, nu ne îndoim, numărul mare de turiști care probabil este în clipa de față în acest oraș atât de atrăgător. În Barcelona și în împrejurim există câteva zeci de mii de români. Zeci de mii de români și fără îndoială că mulți dintre ei desfășoară activitatea, așa cum am văzut, am fost în legătură directă cu unii dintre cei care chiar lucrează pe Ramblas, la magazinele și restaurantele de acolo din zonă. Vă mulțumesc mult, domnule ministru, să stăm în legătură și